salutare, prieteni! Astăzi vom face o lucrare simplă de făcut, dar frumoasă. Pentru aceasta avem nevoie de o foaie de hârtie, poate fi colorată, cu albastru deschis, carioci, frunze uscate, deci iată, în așa mod, și aracet, deci clei PVA, se mai spune. La început, vom desena cu cariocile niște copaci. Deci începem de jos în sus. Deci unde crengile se îndoaie, punem încă câte o rămurică, iată de exemplu, iată așa, aici punem așa, cât sunt mai sus, rămurele sunt mai subțiri. Ramifică, deci sunt mai multe. Aici putem colora, de asemenea putem folosi și caruoca, cafinie. Puteți folosi atât cafinie cât și ne. Fiecare cum îi place, se poate și gri. Deci se face cu babul mai departe, care este încă pe niu și aici mai aproape voi mai desema un copac. Deci peste. Deci de asemenea să folosiți și creioane cerate pentru a desema copacii. Iată, la mine mai puțin a început să scrie și mai departe voi folosi, iată, o bucată de creion cerat. Cât mai multe culori, atât mai interesant vor fi acești copaci. Deci, folosim diferite materiale. De asemenea, puteți folosi și acorela, guașul, dar va trebui să lăsăm foaia să se usuce înainte de a lipi frunzele. Deci, aici, încă mai departe, ce vom face? Cu o pensulă, cu oricare, eu am una specială pentru clei, luăm clei, deci aracet, vom pune, iată, sus, așa. Și jos. Punem așa mai mult, nu ne este jele. Sub foaie e bine să puneți un ziar sau ceva care nu se împotărește, deoarece vom face până au bucat marge. După ce am uns cu clei, deasupra vom pune frunze așa mărunțite. Cât mai diferite, cu atât mai bine. Le mărunțim așa, bine, bine, deasupra. Le punem. Deci avem nevoie de mai multe frunze. Apăsăm puțin, așa. După ce am pus frunzele pe deasupra, am apăsat, ridicăm foaia și scuturăm surplusul de frunze. Ca rezultat, iată, am obținut așa o lucrare interesantă. Dacă v-a plăcut, puneți like. Și vă aștept și la alt episod. De curând!